Capitolul 5. Cum intră demonii? Demonii sunt personalități rele. Ei sunt ființe spirituale. Ei sunt vrăjmașii lui Dumnezeu și ai omului. Obiectivele lor în ființele umane sunt să ispitească, să înșele, să acuze, să condamne, să pună presiune, să întineze, să stea împotrivă, să fure, să afecteze, să ucidă și să distrugă. Demonii intră prin uși deschise. Lor trebuie să li se dea o oportunitate. Trebuie să fie o deschidere. Cu alte cuvinte, cineva nu preia un demon umblând pe stradă sau lovindu-se accidental de unul care își caută o casă. Organizarea împărăției lui Satan îl face în stare să ne atace pe fiecare în mod personal. Nu e nicio persoană de pe pământ care să scape neobservată de el. El dezvoltă un plan de a ruina și a distruge pe fiecare. Faptul că tu și cu mine suntem ținte ale înălțirilor lui Satan este o realitate care ne trezește. Dar cum capătă el intrare? Păcatul. Ușa prin care demonii intră poate fi deschisă de cineva prin păcate de omitere sau comitere. În capitolul 5 din Faptele Apostolor citim despre un cuplu cu numele Anania și Safira. Ei și-au vândut proprietatea ca să dea tot ce au luat pe ea bisericii. Dar au devenit lacomi și au hotărât să păstreze o parte din bani pentru ei. Pentru a acoperi acțiunea lor, ei au cătuit o minciună. Dar Petru a primit un cuvânt de cunoștință supernatural cu privire la ceea ce făcuse ei. Petru l-a întrebat pe Anania de ce s-a deschis diavolului. Petru i-a zis, Anania, pentru ce ți-a umplut satan inima ca să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșioarei? Fapte 5 cu 3 Datorită păcatului lor, anania și Safira s-au deschis pe ei înșiși pentru a fi umpluți cu duhuri de lăcomie, minciună și înșelare. Același lucru se poate întâmpla oricui care păcătuiește în mod voit. În capitolul 5 din Galateni găsim o listă de 17 fapte ale firii pământești. Le includ păcatele adulterului, curviei, vrăjitoriei, uriei, mâniei, certurilor, invidiei, uciderii și beției. Prin experiențele mele în slujirea de liberare am întâlnit demoni care au răspuns la fiecare din aceste nume. Care dar este legătura dintre faptele firii și lucrările demonilor? Când un om cedează ispite, el păcătuiește în firea pământească. Prin asemenea păcate, ușa este deschisă pentru intrarea demonilor. Atunci, el are o problemă mai mare firea pământească și diavolul. Soluția este din două părți: răstignirea firii pământești și scoaterea afară a demonilor. Un exemplu clasic de deschiderea ușii prin păcat de omitere este falimentul de a ierta. În cazul robului care nu a avut milă, despre care citim în Matei 18, el a fost dat pe mâna chinuitorilor pentru că nu dorea să ierte pe cel ce era un slujitor împreună cu el, după ce el însuși a fost iertat de stăpânul lui. Dumnezeu ne avertizează că toți cei ce au experimentat iertarea lui și refuză să ierte pe alții vor fi dați pe mâna chinuitorilor. Ce descriere mai bună a spiritelor de munece putem găsi decât chinuitorii? Neiertarea deschide ușa pentru chinul resentimentului și a urii și a altor spirite înrudite. Duhurile rele, circumstanțele vieții. Duhurile rele nu au un simțământ al corectitudinii. Ele nu ezită niciodată să profite pe deplin de timpurile de slăbiciune din viața unei persoane. Desigur că timpul cel mai slab în cele mai multe vieți este copilăria, un copil este complet dependent de alții pentru protecția lui. Fără îndoială că majoritatea demonilor pe care i-am întâlnit în slujire au intrat în oameni în timpul copilăriei lor. Părinții creștini trebuie să înțeleagă responsabilitatea pe care o au de a-și proteja copiii precum și cum să-i elibereze de apăsarea demonică. Una din primele întrebări pe care le punem în considerarea dinainte de slujirea de liberare este care a fost relația ta cu părinții tăi ca și copil? În majoritatea cazurilor, această întrebare deschide ușa pentru o listă de plângeri pentru care părinții sunt responsabili. Cât de des am auzit răspunsuri de genul: Tatăl meu a fost un alcoolic. Apoi continuă să povestească diferite temeri pe care le-au avut asociate cu această stare din casă. A fost nesiguranță și adeseori sărăcie, pentru că tatăl nu era în stare să-și aprovizioneze familia sau pentru că cheltuia venitul familiei pe băutură. Pe măsură ce un copil dintr-o asemenea familie crește, el devine rușinat. Cea mai rapidă cale de a înțelege ce uși au fost deschise pentru demoni e să asculți relatarea copilăriei unei persoane. Șiretlicul moștenirii A fost descoperite multe situații în care duhurile rele au putut să intre în persoane prin șiretlicul moștenirii. Dacă unui copil îi se spune că el este ca și părinții lui și se poate aștepta să moștenească slăbiciunile lor, el devine vulnerabil. Mama mea a fost o persoană foarte nervoasă. Când eram un copil mic, ea a avut o criză de nervi. Eu am dezvoltat o teamă că voi moșteni această slăbiciune. Frica de a fi nervos m-a deschis la această realitate. Nervii mei au început să cedeze. Era ceva parcă în corpul meu care se mișca peste tot. Eu deveneam foarte slab și nu eram în stare să-mi îndeplinesc responsabilitățile pastorale. Doctorul m-a pus pe sedative care mă făceau atât de somnoros încât trebuia să mă culc să dorm. Sarciuna de muncă mi s-a adunat tot mai mult și eu deveneam și mai nervos. Eram pe o bandă rulantă de pe care nu puteam scăpa. De câteva ori am fost aproape să-mi dau demisia și să părăsesc slujirea. Cinci ani în urmă am fost eliberat de un demon de nervozitate și alte spirite înrudite. Nu a mai mers nimic prin corpul meu și nici nu am mai avut nevoie de medicamente. Demonii care, mi-au spus că trebuie să fiu ca mama mea, erau niște minciunoși. Dacă îi permitem să o facă, diavolul ne va da el moștenirea noastră. Dar psalmistul a spus despre Dumnezeu că el ne alege moștenirea. Psalmul 17 cu 4 Am găsit pe mulți alții ca mine care au acceptat minciunile și temerile sugerate de diavolul. Multe persoane sunt puse la pământ de o frică de boală mentală. Pentru că unul din părinți are această problemă, diavolul spune, aceasta este moștenirea ta. Știați că o persoană poate fi atât de posedată de frică de boală mentală că poate ajunge în cele din urmă într-un spital de boli mentale? Am văzut mulți oameni eliberați de această teamă chinuitoare. Tatăl meu a murit de un atac de cord. Mama mea a murit de o problemă la inimă. Unchii și mătușele mele au plecat din același motiv. Diavolul continua să-mi spună că aceasta este moștenirea mea a mers la medic pentru un control. El m-a întrebat cu privire la istoria medicală a familiei mele. Când a aflat de problema cu inima din familia mea, el a prezis că și eu voi avea probleme cu inima. La vârsta de 46 de ani am mers la spital cu durere în piept. Când am simțit aceste dureri, cineva mi-a dat o tabletă de nitroglicerină și durerea a plecat imediat. Doctorul nu a putut găsi nicio daună produsă inimii, dar era sigur că am suferit un atac de cord ușor. Două luni, după ce am plecat din spital, am avut al doilea atac. M-a lovit într-o duminică dimineață, înainte de a mă scula din pat. Între timp, aflasem deja de lucrarea duhurilor demonice. Am anunțat adunarea că vom avea o întâlnire specială în acea după amiază, în care ei îmi vor sluji în eliberare și vor scoate afară demonul atacului de cord. Aceasta a fost cinci ani în urmă și de atunci nu am mai avut nicio durere în piept și nici nu mă aștept să am vreuna. Eu nu accept moștenirea pe care diavolul vrea să mi dea, ci accept vindecarea și sănătatea Domnului Isus. Hoțul nu vine decât să fure, să junghe și să distrugă. Eu am venit ca oile să aibă viață.